Foarte un, bineînțeles că timpul pentru întrebările și un dialog mai viu s-a ascultat, având în vedere că vernisajul se apropie, dar cred că pentru două, trei întrebări reușim, așa că dacă cineva dintre dumneavoastră socotește că se pot preciza niște lucruri. Deci putem începe eu cu întrebare pentru Părintele Colbert, dacă nu nimeni are întrebare. A spus că liturghia este aceeași, dar în același timp este nouă. N-am înțeles foarte bine și așa. Pentru că și noi dictăm icoana după un prototip, să zicem, după un model. Având în vedere dinamismul duhovnicesc din biserică și dinamismul Duhului Sfânt despre care am vorbit, evident că fiecare liturghie este nouă. Cuvintele, da, sunt aceleași, dar liturghia nu se repetă. Fiecare liturghie este nouă. Nu numai prin faptul că vorbim de sărbășitori, de credincioși, dar dacă nu este nouă și se repetă, atunci ea nu este liturghie. Deci este astăzi, acum, acel acum și pururea și în vecii vecilor. La mine arată foarte clar că fiecare slujba bisericii și fiecare liturghie, mai ales Sfânta Liturghie, este nouă. Aici este, de fapt, mare de salvă duhovnicești, anume faptul că este vorba despre o participare a credincioșilor, este vorba despre o împărtășanie și Sfânta Împărtășanie nu se învechește niciodată, atunci are loc această taină euharistică, prefacerea trupului și sângelui, materiei de pâine și vin în trupul și sângele Mântuitorului Iisus Hristos. Deci nimic nu se repetă. Și așa este și în taina, este în icoană. Ea este, într-adevăr, după anumite canoane, dar în același timp ea trebuie să fie întotdeauna nouă, pentru că există acest dinamism. Acest dinamism al întâlnirii cu Mântuitorul Iisus Hristos, cu Maica Domnului, cu Sfinții, și mai ales liturghia nu are cum să se vechească, că este o... dacă se repetă, și aici este, cred eu, și o greșită receptivitate în ceea ce privește cuvintele Sfinte Liturghii. Da, se repetă. Dar de fiecare dată, aici este, să zicem, paradoxul cuvântului, în liturghie, că nu se învechește. Ori de câte ori rostim cuvintele în liturghie, ele ne fac să coboare în sufletul nostru, în inima noastră, acea noutate duhovnicească. E foarte greu. Acum, sincer, mie mi-este foarte greu să explic teoretic cum în icoană ai fi, reușești să păstrezi această noutate. Însă este foarte clar. Persoana care iconizează este întotdeauna o persoană nouă și, așa cum spuneam încă de la începutul cuvântului meu, gândurilor pe care le-am exprimat, dacă noi înțelegem, iată eu pe toate le fac noi, vorbim despre o noutate continuă în ceea ce crește liturghia și în ceea ce crește liturghia aceasta iconală. Da. E foarte greu să explic cum. Însă, e o poveste de simțământ aici. Fiecare care participă se împărtășește de fiecare dată. Pot fi într-un timp anume, într-un spațiu anume, așa mai departe. Deci nimic nu se învechește. Nu se repete, iertați. Nu. Și nu se învechește. Tot vorba de această vomicitate care exista în vechime asupra felului în care erau redactate icoanele programe iconografice și inclusiv expresia stilistică a unei perioade sau a unei... Cum o puteam vedea astăzi sau cum ar putea ea fi activă astăzi? În cine și în ce fel? Noi o simțim că nu e. Fiecare încearcă direcție. Da. Fiecare încearcă o direcție. De ce? Pentru că există o tentație a
originalității până la urmă. Și în condițiile în care astăzi trebuie să te afli în context în care vorbim de, s-a vorbit aici despre concurență, dar în același timp de idol. Este de fapt o atitudine idolatră atunci când vrei să să fii neapărat original. Poți fi original în ce sens? În sensul în care te așezi. Felul tău de a te așeza în lucrarea duhovnicească a bisericii și prin această liturghie a icoanei, cred eu că este esențial. Însă subordinicitatea este foarte... eu, sincer, am avut o problemă, dar când la Sancte de Duș, de exemplu, am intrat în sobor. Sobor este catedrală. Și când am văzut catedralele acelea în care intrai cu macaroa prin sfintele uși, zic, frate, zic, unde este cerul acela care pe formele rotunde coboară pe pământ, intimitatea, apropo de sobornicitate. Și atunci mi-am dat seama, nu mai spun de muzică, muzica aceea recitativă, care, sincer, pentru mine e destul de greu de... De aceea cred eu că e foarte important să vorbim de această subordinicitate și în pictură, și în muzică, cum s-a spus aici, ca să avem acest simțământ profund că slujim, de fapt, aceeași tradiție sfântă în, și în liturghie, și în arhitectură, și în iconografie. Dar mi este foarte greu să explic cum am putea noi, astăzi, cel puțin pe terenul acesta al icoanei, să avem această... Poate ne Când a fost subordinicitatea, m-am gândit la o comunicare și la o putere de grijă pe care înainte împăratul bizantin cu patriarhul, cu întregul sobor, o discuta, o analiza și o transmitea iconarilor. De aceasta cred că exista acea unitate stilistică în fiecare perioadă. Ori lucrul acesta simt că nu mai comunică astăzi. Nu avem o putere de grijă sau nu știm cum să o accesăm, nu știm cum să o... chiar dacă organizăm câteva evenimente, ele sunt foarte concentrate, foarte scurte pentru dialog, chiar mai departe lucrurile încă nu continuă, pragmatic vorbim. Ce sunt lucrurile de aia? Nu pot să dau soluții. Sau ce? În primul rând pot să spun că, într-adevăr, trebuie în primul rând privite teologic lucrurile și teologic lucrurile converg, atât pentru imn, cât și pentru icoană. Pentru că dacă ar fi străină una de alta, dacă ar fi străină una de alta, nu s-ar putea vorbi despre același principiu. Ele sunt parte ale unui mădular din al bisericii. E adevărat, în timpul împăraților bizantini era o altă situație, dar asta am încercat, mă rog, fragmentar, rup, să explic că întreaga nootropie, zice grecul, întreaga raportare a omului la lume s-a schimbat. Nu mai are cine să mai aibă grijă de asta. Nu mai e împărat bizantin. Conducătorii de astăzi sunt laici. Însă și noțiunea de laic s-a schimbat în sine, calitativ. Ai deschis un subiect foarte larg. Dar vezi, cultura asta care ne afectează pe toți, chiar dacă nu suntem de acord cu ea, ne-a schimbat modul de percepție. Nu o să intru în detalii de genul ăsta, dar voi spune că una dintre obsesiile contemporane este obsesia originalității. O găsești peste tot. Dacă faci o lucrare de doctorat, se cere originalitate. Sigur că asta împinge spre alte domenii la un moment dat. Dar devine o obsesie. Și tot ceea ce devine obsesie, e nociv. Soluție numai Dumnezeu poate da. Dar trebuie să avem dispoziția și deschiderea de a păstra subornicitatea între noi. Cel puțin la nivelul ăsta. De a păstra discuția deschisă și de a fi deschis la schimbare. Și un dialog mai frecvent și mai lucrător în rândul Brezei. Cred că ar fi o soluție. Și între Brezei. Cât putem noi să-l purtăm organizatorii vorbim. Și între Brezei. Eu mi-am pus problema aceasta a subordinicității și să știți că este o problemă relativ simplă.
Am să vă dau un exemplu, dar asta ține de Evlavia Ortodoxă. Am fost în pelerinaj în Grecia pe urmele Sfântului Apostol Pavel, în 2017. Și mare mi-a fost mirarea, dar o mirare în sensul bun al cuvântului, la Sfântul Efrem cel Nou, trebuie să spunem că cei mai mulți pelerini sunt români. Asta este un, asta este o sobornicitate. La Sfântul Nectarie, cred că cei mai mulți pelerini care sunt prezenți la sărbătoarea Sfântului Nectarie sunt români. Spre exemplu, fetița mea a avut examene anul trecut cu bacalaureat, cu admitere, și a găsit soluția. Sfântul Efrem cel Nou, un acadist, care Sfântul Efrem cel Nou luminează pe cei care se pregătesc în așa, și a spus și băiatului care avea rezidenția, eu îți dau soluția, Sfântul Efrem cel Nou. Dar faptul că, apropo de sobornicitate, în spiritualitate, în general vorbind, spre exemplu, faptul că ne regăsim uneori în literatura, în scrierile lui Dostoevski. Prin ce? Prin filocalia tradusă de Sfântul Paisie Ilicicovski în limba slavă, cu ucenicii lui. Faptul că, iată, mulți dintre Sfinții noi, deci a canonizat Sfântul, că Sfântul Efrem, deja de un secol, mă rog, au fost descoperit după 500 de ani, și într-un mod, aș spune eu, neînțeles din punct de vedere logic, totuși, iată că Sfântul Efrem cel Nou este atât de prezent. Foarte mulți sfinți din Grecia sunt prezenți în Evlavia noastră. Lucrul acesta arată... Nu există graniță. Deci eu văd aceasta ca o subornicitate. Faptul că Sfântul Paisie, care a fost citat aici, Sfântul Paisie ai Gheorghiului, este atât de familiar, îl simțim în familia noastră duhovnicească, este o, cum să spun, o notă de subornicitate. Aici aveam întrebare, la clarificarea asta între sobornicesc și național, avem foarte mult de lucrat cu toții. Dacă revenim puțin la modul în care ne raportăm la tradiție, vreau să spun scurt câteva gânduri ale mele ca iconar. Este esențial cum ne raportăm la acest gând al originalității și al cum a ceea ce învățăm de la meșterii cei vechi. A fost o experiență la un examen de stagiatură la comisie în care s-a dat o temă. Și s-a pus problema să fie ca temă Maica Domnului de la Neamț. Și atât în prima discuție. Apoi au intervenit întrebările. Să fie o copie sau o interpretare? Există acest concept în artă de interpretare. Nu este o copie rupă, este o interpretare personală. Și este legitimată în artă interpretarea personală. Ca o valoare, ca un plus de valoare. Copia este damnată, interpretarea personală este valorizată. Și am insistat să fie o copie. Au fost 18 candidați, una și încă una un pic, au reușit să se apropie de original. Restul de lucrări executate au fost jarnice interpretări personale, care prea puțin aminteau de frumusețea chipului Maicii Domnului de la Neamț. Iată că, pentru noi, ca iconari, este esențial gândul cu care pornim la drum. Dacă am face un experiment simplu astăzi, acum, să zicem că în această expoziție suntem oameni care avem o experiență mare și ne-am propune cu cea mai mare acrivie să lucrăm după unul din modelele consacrate ale Ortodoxiei, dintre icoanele de cele mai importante. Și am face toți acest lucru. Toți iconarii care au expus. Ne propunem asta. Facem o copie. Chiar dacă, să zicem, pentru experiența noastră, am reușit să ne apropiem, expresiile acelor portrete vor fi diferite. De ce sunt ele diferite, chiar dacă nu ne propunem asta? Pentru că, de fapt, cine va avea curajul să-și piardă sufletul și-l va găsi și cine va căuta să-și-l scape și-l va pierde. Dacă ce fac eu atunci când pictez? Fără să vreau, adaug acolo toată experiența mea ca iconar. Toate portretele lui Hristos pe care le-am pictat se regăsesc în acel portret în care eu, în
încerc să reproduc un anumit portret, dar experiența pe care o am se regăsește acolo. Și nu numai experiența în sensul de ABC, X și Y, zonă stilistică explorată, profesional vorbind, ci se regăsește și ceea ce sunt eu. Pentru că pictura de icoană, icoanele sunt copiii noștri. Ceea ce suntem noi se manifestă unde? Nu la nivelul cromatic compozițional neapărat, ci în mod special la expresia portretului. Și aici ne vădim a fi de multe ori neputincioși în a reproduce acele expresii dumnezeiești, acele chipuri care îți, te fac să simți slava lui Dumnezeu, să vezi un chip în Dumnezeu. Acolo ne vădim neputința și nu reușim să ne apropiem de acea expresie, nu din lipsa științei și a studiului, ci din poate puținătatea noastră sufletească. Cred că aici este locul unde, după parcurgerea etapelor tehnice, ar trebui să lucrăm foarte mult. Pentru a nu manifesta propriile noastre neputințe, ci a-L arăta pe Dumnezeu oamenilor. Cred că este scopul icoanei. Cred că mai avem foarte puțin timp și apoi va trebui să ne îndreptăm spre vernisaj, sau în propriu spus vernisaj, mergem să ne închinăm icoanelor aduse spre închinare. Pentru domnul Ioan Minoi. Ați vorbit despre laicizarea lumii și ruptura față de file, trăind între betoane, sticlă și realitate virtuală. Și că acest fenomen a pătruns și biserică. Cum influențează această pictură de icoană, cum influențează aceasta, pictura de icoană de astăzi, crezi că icoanele se devină nebisericești? Sigur că da, dacă întreaga ta percepție devine una sentimentală dintr-una duhovnicească, cum să nu? Toate devin într-o oarecare măsură, mai mare sau mai mică, influențată de Duhul pe care l-ai în tine. Asta ar fi un răspuns pe scurt. Dar noi nu vorbim de icoane, ci vorbim mai degrabă de iconare aici. Întreaga cultură la care suntem supuși și acum ca la un bombardament, ne influențează chiar și la nivel fizic, la nivel de sistem nervos, vegetativ și la nivel psihic. Și folosește, până la urmă, același spațiu simbolic pe care îl folosește și icoana. Oare de ce credeți, e o coincidență că au ales să lucreze în același domeniu? Păi îți schimbă aspirațiile, îți schimbă gândurile. Pot să vă dau și dovezi concrete. Există bibliografie, există studii științifice pe care le puteți folosi. Atâta bibliografie încât nu veți avea dumneavoastră timp să citiți aceste lucruri. Nu e un lucru de joacă cum o cultură laică promovată de media electronică și de audiovizual are un efect asupra ta comparat cu cel al narcoticelor. Pe cum poate să aibă un astfel de efect asupra ta o imagine care nu e substanță, nu e nici, nu are consistență fizică, nici volum. Păi are, pentru că în foarte scurt timp de când ești prins de acel ecran, creierul tău începe să emită unde alfa, care sunt undele pasivității. Astea inhibă procesele de gândire, de judecată, de alegere, pentru că activitățile de tip beta scad până la zero. Iată cum fizic, apoi sistemul neurovegetativ fiind afectat, ți le afectează pe cel glandular al glandelor hormonale, care afectează întreaga stare a ta, și fizică, și nervoasă, și psihică. Vedeți cum ne afectează întregul trup și întregul duh această cultură? De aici încolo pot să dezvolt pentru ore întregi cum îți schimbă întreaga percepție, aspirațiile tale vor deveni, chiar dacă te declari un creștin, adept al oricărei religii, unul practicant, ți le substituie cu timpul, încât idealurile tale nu vor mai fi identice cu cele ale credinței tale. Și în caz de alegere, s-ar putea să alegi inconștient ceea ce îți dictează această cultură, mai degrabă decât ceea ce îți spune învățătura bisericii. Cum să nu se manifeste asta și în cântare? În icoană, oriunde. Gândiți-vă, pericolul cel mai mare vine de la talentul și meșteșugul necanonic.
Adică sunt oameni care, din punct de vedere tehnic, pictural, mă rog, voci, pot convinge pe foarte mulți, mai ales pe cei naivi și fără cultură. Conving, subjugă, vrăjesc, de fapt. Dar înrăurirea acestor icoane, să spunem, sau cântări, multiplicate prin, mă rog, fotocopiere sau prin computer, pot avea o înrăurire foarte dăunătoare asupra omului, pentru că șterg diferența între lucrarea Duhului și lucrarea Duhurilor. Pentru că șterg diferența între lucrarea dumnezeiască și cea omenească. Între cea mântuitoare și cea pierzătoare de suflet. E o idee mai generală și nu o să o dezvolt mai mult acum. Dar vedeți cum, de fapt, lucrurile astea ne pot afecta până într-o sumzime, chiar dacă nu suntem de acord. Urmărim violență, nu vei deveni mai răbdător. Urmărim pornografie, să spunem, nu vei deveni mai înfrânat. Și o să termin cu o amintire. Conversam la telefon în Anglia cu o doamnă din provincie, ani de zile, nici n-am cunoscut-o vreodată decât la telefon. Și după câțiva ani mi-a mărturisit că era traducătoare. Mi-a spus că e bântuită de niște imagini. Era forțată să traducă filme de groază, ca să se întrețină. Vedeți? Noi credem în liberul arbitru. Credem că putem arunca la coș, să ne încărcăm cu un balast de imagini, de cazul iconarului, sau de sunete, de precepte contradictorii, și apoi liberul arbitru ne va spune că pe astea le aruncăm la coș și pe astea le ținem. Nu-i chiar așa. Ele se infiltrează, chiar dacă nu ești de acord cu ele, sigur că la cel care a gustat din hrana cea vie din Hristos, acesta va înseta doar de Hristos și nu va mai fi păcălit. Dar cei mai mulți sunt păcăliți pentru că se infiltrează în straturile cele mai adânci ale subconștientului, în straturile, în zone crepusculare, să spunem, pe care nu le mai poți controla. Și asta se manifestă în tot ce faci după aceea. Nu știu cât de clar am fost. Dar am dat un răspuns din perspectiva asta. Având în vedere